Bună ziua, aș vrea foarte pe scurt să vă prezint poziția Guvernului referitoare la cele mai importante teme aflate pe agenda europeană și internațională. O poziție pe care am avut ocazia azi de dimineață să o prezint și la consultările la care am fost invitat de către președintele Franței, domnul Hollande, consultări la care au luat parte și alți șefi de guvern, social-democrați, socialiști din Europa, în pregătirea pozițiilor Consiliului European. În primul și în primul rând s-a discutat și am discutat despre situația din Ucraina. Am reiterat faptul că Guvernul României condamnă implicarea evidentă a Federației Ruse, că sprijinul pe care Federația Rusă îl acordă separatiștilor din estul Ucrainei este evident și că România, alături de întreaga comunitate internațională, condamnă această intervenție, că sprijină în totalitate integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei și că sprijinim toate tipurile de sancțiuni care se decid la nivel european și la nivel internațional. În egală măsură însă, am precizat și într-un fel am și răspuns la anumite îngrijorări ridicate de partenerii noștri europeni. Am spus foarte clar că în acest moment ideea unei intervenții militare din partea României, din partea Europei, a NATO, este o chestiune care trebuie tratată cu foarte multă precauție în limbaj diplomatic, adică trebuie să ne gândim de 10 ori înainte să vorbim, că interesul Europei și al României este acela de a sprijini Ucraina, însă în același timp de a nu escalada conflictul și că orice fel de declarații, am fost întrebat și am precizat acest lucru, orice fel de declarații făcute la București despre sprijin și intervenții militare sunt declarații strict politice, atâta timp cât nu au fost discutate niciodată nici în Parlamentul României, nici în CSAT, nici într-o altă instituție. Am simțit nevoia să prezint foarte clar această poziție a României și, din punctul acesta de vedere, există, repet, la nivelul șefilor de guvern și de stat cu care am discutat, există o poziție unitară de sprijin pentru Ucraina, de condamnare a Federației Ruse, dar de foarte mare precauție atunci când vine vorba despre sprijin militar. În al doilea rând am discutat ceea ce este cu siguranță tema principală pentru foarte multe dintre guvernele social-democrate și socialiste, și anume modul în care urmează și în cadrul politicii noi Comisiei Europene să discutăm despre Pactul de Stabilitate și Creștere Economică, care sunt măsurile pe care noua Comisie le va stabili sub conducerea domnului Juncker de creare de locuri de muncă, creștere economică și modul în care Europa și implicit România ca stat membru pot să-și asigure o dezvoltare sustenabilă în perioada imediat următoare. Am vorbit încă o dată de faptul că, sigur, România are o creștere economică peste media europeană, însă, de asemenea, restricțiile bugetare ne-au încetinit această creștere economică și în măsura în care nu avem o politică europeană de susținere a investițiilor și de creare de locuri de muncă, cu siguranță creșterea economică a României va încetini sau chiar va dispărea în anii care urmează. De asemenea, am discutat despre susținerea statelor membre pentru completarea celor mai importante poziții la nivel european, dincolo de președintele desemnat al Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker. Toți cei prezenți acolo susținem și ne dorim ca înaltul reprezentant pentru politică externă al Uniunii Europene să fie actualul ministru de externe al Italiei, doamna Mogherini, propusă de către guvernul italian, o persoană tânără, dar care poate să reprezinte o țară importantă și din Uniunea Europeană și o politică externă a Uniunii Europene în sensul intereselor comune ale Europei. În ceea ce privește funcția de președinte al Consiliului European, urmează ca azi să se găsească o soluție cât mai consensual posibilă, însă am exprimat o poziție clară că în măsura în care
Unul dintre candidați va fi actualul prim-ministru al Poloniei, domnul Tusk. Eu personal și guvernul pe care îl conduc, ne ținând sau trecând peste partea de familii politice, considerăm că un președinte al Consiliului European care să reprezinte o nouă țară, o țară din noul val de membri ai Uniunii Europene, este un lucru bun pentru România și pentru toți cei care facem parte din acest grup. Iar, după cum știți foarte bine, persoana domnului prim-ministru Tusk ne asigură că și interesele României ale flancului estic al Uniunii Europene vor fi reprezentate în egală măsură cu cele ale țărilor fondatoare. De asemenea, am discutat despre propunerile și compoziția viitoarei Comisiei Europene la solicitarea pe care ne-a adresat-o președintele desemnat, domnul Juncker, și care a fost de altfel detaliată de către președintele Parlamentului European, pentru că știți foarte bine, propunerea de Comisie Europeană trebuie să fie aprobată mai departe de către Parlamentul European. Noua structură a Comisiei Europene trebuie să răspundă atât proiectelor strategice ale Europei de dezvoltare, de creștere economică, reprezentării fiecărui stat și unei reprezentări cât mai echilibrate între bărbați, femei, între cele zonele din Uniunea Europeană. În acest context, vreau să lămuresc un lucru pentru toți cei care au vreo nelămurire în acest sens. Conform tratatelor Uniunii Europene și regulamentelor europene, România, ca stat membru, are un singur drept, și anume acela de a nominaliza o persoană pentru funcția de comisar european. Mai departe, cine este acea persoană și portofoliul pe care îl primește, este un drept absolut al președintelui Comisiei. Și de altfel, domnul Juncker a precizat foarte clar și în discuțiile pe care le-a avut cu mine și în declarațiile publice că decizia finală privind portofoliul și persoana care ocupă locul care revine unui stat membru îi aparțin conform, repet, tratatelor europene. E o poziție pe care a avut-o nu doar față de România, din câte știu din declarații publice, și față de Germania sau de alte țări mai mari decât noi. Jean-Claude Juncker a spus foarte clar, nu accept să mi se impună o persoană sau un portofoliu, ci în funcție de modul în care văd structura Comisiei Europene, voi discuta cu guvernele. Am avut mai multe discuții cu domnul Juncker, ultima chiar ieri, legată de posibilitatea ca România să aibă un portofoliu important. Pentru mine, ca prim-ministru, cel mai important lucru este ca România să aibă un portofoliu, repet, cu o încărcătură serioasă și un portofoliu din care nu doar România, dar întreaga regiune și Europa să poată beneficia de politici de dezvoltare. Din acest punct de vedere, am avut o singură discuție cu mult timp în urmă cu președintele Băsescu și cu președinții celor două camere, motiv pentru care prima propunere pe care am făcut-o a fost cea de a păstra portofoliul agriculturii pentru domnul Dacian Cioloș. În momentul în care președintele Comisiei, domnul Juncker, mi-a comunicat faptul că nu doar pentru România, ci și pentru alte țări, păstrarea portofoliului deținut în Comisia anterioară este foarte, foarte puțin probabilă, evident că am discutat cu domnia sa în dorința de a obține un portofoliu cât mai bun pentru un comisar român. Săptămâna viitoare, domnul Juncker va anunța decizia sa. Eu o cunosc, dar este obligația oricărui șef de guvern de a respecta dreptul președintelui Comisiei de a anunța în fața întregii Europe Comisia Europeană și numele comisarilor. Și din acest punct de vedere, imediat ce va fi anunțată decizia domnului Juncker, eu voi proceda conform legii românești, și anume, persoana care va fi desemnată pentru un anumit portofoliu va trece prin procedurile naționale, care înseamnă audierea în cadrul Parlamentului Național. Sunt absolut convins că și domnul Băsescu și oricine altcineva s-a exprimat în numele său știe foarte bine că nu puteam să cer audierea unei persoane atâta timp cât aceasta n-a fost desemnată și n-are un portofoliu.
ar fi fost cel puțin nepotrivit, dacă nu chiar ridicol, să-l audiem în Parlamentul României pe domnul Cioloș pentru agricultură și să nu fie desemnat ca și comisar pe agricultură. De altfel, am discutat cu domnul comisar Cioloș de fiecare dată când am avut negocieri pe plan european și, repet, cel mai important lucru pentru mine este să asigur că România va avea un portofoliu important din care va putea și din care comisarul respectiv va putea să sprijine interesele noastre naționale, dar și interesele regionale și europene. De altfel, la momentul la care am transmis corespondența către președintele Juncker, exact în aceea zi, am transmis în copie această corespondență către președinții celor două camere, domnul Călin Popescu-Tăriceanu și domnul Zgonea, anunțându-i că imediat ce va exista o decizie a președintelui Juncker, vom trece la îndeplinirea procedurilor legale. Important este un singur lucru, ca săptămâna viitoare România să aibă un comisar cu un portofoliu important și cred că toate bătăliile și interesele interne sunt mai puțin importante decât contribuția pe care România o va avea la politica Comisiei Europene în următorii 5 ani. Acestea au fost principalele lucruri pe care le-am discutat. Vreau să fac o singură precizare înainte să mă întrebați, doamnă, cum sigur se va întâmpla. Faptul că particip la toate aceste reuniuni, discut cu omologii prim-ministri, cu președintele Comisiei, domnul Juncker, deoarece aceștia știu foarte, foarte bine situația politică din România, faptul că există un guvern stabil, cu o majoritate parlamentară stabilă, un guvern care își va continua mandatul cel puțin până la sfârșitul anului 2016 și că multe dintre pozițiile domnului Băsescu sunt doar poziții personale care nu au niciun fel de consultare și niciun fel de sprijin în ceea ce privește alte instituții ale statului. Vreau să fac precizarea, pentru că s-ar putea să aveți vreo iluzie în acest sens. Domnul președinte Băsescu și azi și la consiliile anterioare participă fără a informa pe nimeni, cel puțin din câte știu eu, cu siguranță pe nimeni din guvern și pe nimeni din Parlament, despre ce susține acolo și în numele cui vorbește și ce vrea să facă la Consiliul European. Eu am informat de fiecare dată președinții celor două camere, informez guvernul și cred că în acest fel România poate să aibă o poziție solidă, o poziție clară la nivel european. Vă mulțumesc. Dacă doriți B1 și realitatea să mă întrebați, vă rog, vă sunt la dispoziție. A spus că prima propunere pentru funcția de comisar european a fost domnul Dacian Cioloș. A apărut pe surse informația acum că cea de-a doua propunere este doamna Corina Crețu. Ne puteți confirma această informație? Nu vă pot confirma într-un motiv foarte simplu. În momentul în care domnul Juncker anunță clar portofoliu acordat României, atunci avem și propunerea. Vă pot confirma faptul că am avut o discuție, de altfel se discută acest lucru pe plan european, al faptului că avem posibilitatea de a propune o femeie pentru a fi comisar european, pentru că altfel Comisia Europeană nu va trece în Parlamentul European dacă nu are respectat principiul balanței între femei și bărbați. Deci confirmați asta faptul confirma. Că este o femeie. Poftim? Am repetat. Deci confirmați faptul că este o femeie. Categoric este o femeie. Pentru că acest lucru, negocierea pe care o avem, ne ajută să obținem un portofoliu mai important, e adevărat. Dar nu vă pot da toate detaliile care țin de negocieri, pentru că nu cred că se procedează în acest fel. Deci, de altfel, n-aș fi dat aceste detalii până săptămâna viitoare, când urmează să anunțe domnul Juncker, dacă domnul Băsescu nu se trezea vorbind cum s-a trezit astăzi. Deci, până la urmă, rămâne varianta unei femei pentru preluarea unui portofoliu în comisie? Dacă, într-adevăr, nu putem să preluăm portofoliul agriculturii pentru domnul Cioloș, da. Deci se merge în negociere cu cele două propuneri și... În scrisoarea pe care, repet, copia este la cei doi președinți ai camerelor, prima opțiune a României este agricultura pentru domnul Cioloș. De altfel, domnul Cioloș mi-a spus foarte clar că ideea este să fie comisar de agricultură, nu la cine știe ce alt domeniu pe care nu-l cunoaște. Vă mulțumesc. Dacă v-am lămurit, nu pot decât să vă... Dacă mai îmi permiteți. Vă rog. Cu președintele Traian Bățescu v-ați consultat și cu privire la a doua nominalizare făcută de dumneavoastră? Nu m-am consultat nici cu privire la prima. Dânsul și-a exprimat opțiunea
pentru domnul Cioloș și mi s-a părut o opțiune bună, dar altfel domnia sa nu are absolut nicio atribuție în desemnarea Comisarului European. Și dacă îmi permiteți, legea 373/2013 spune că guvernul trebuie să informeze Parlamentul. Eram convins că v-am explicat adineauri, dacă nu vă mai explic o dată, până reușesc să vă conving. Vă rog să mai explicați o dată, poate înțeleg și de două ori, și de trei. Da. Imediat e vorba ce avem... de nominalizare, nu de desemnare. Și vreau să vă întreb dacă persoana nominalizată trebuie să treacă prin audieri sau persoana desemnată. Păi nu, stați un pic. Eu nu pot să trimit în Parlament să fie audiată o persoană. De exemplu, dau exemplu cu domnul Cioloș. Nu pot să-l trimit să fie audiat în Parlament și săptămâna viitoare să auzim că domnul Cioloș nu este comisar european, că nu avem agricultura. E ca și când a spune carul înaintea boilor. Se pune invers. Boii se pun înaintea carului, în așa fel încât, atunci când am de la președintele Juncker anunțul oficial, confirmarea oficială, va fi X pentru portofoliu Y, imediat Parlamentul României îl va audia. Altfel ce facem? Ne apucăm și audiem 10 persoane pentru 10 portofolii? E total neserios. Asta este sensul legii. De altfel, în acea lege se și vorbește despre faptul că cel care participă la Consiliul European trebuie să informeze Parlamentul. Eu informez Parlamentul, dar nu particip la Consiliul European. Președintele participă la Consiliul European, dar nu informează pe nimeni. Deci a spune că președintele poate să prezinte Parlamentului, guvernul ar fi obligat. Păi da, doar că nu particip la Consiliul European. Ce să fac? Da. Și nu din voința mea. Vă reiterez un lucru pe care îl știți cu siguranță, că la fiecare Consiliu European, inclusiv la cel de azi, am făcut cerere conform deciziei Curții Constituționale de a primi mandat. N-am primit niciodată niciun răspuns. Da. Acum v-am convins cum e cu audierea? Nu. Doamnă, mai încerc o dată și mă las pe gubaș. De cum poți să audiezi pe cineva? Dumneavoastră dacă... spuneți că în audieri la Parlament va merge persoana desemnată, nu cea nominalizată de guvern? Asta cea nominalizată de guvern pentru portofoliu pe care îl primește România. Eu nu pot să cer să fie audiată o persoană care nu o să ajungă comisar european, că nu ne jucăm cu audierile. Mulțumesc. V-am convins acum? Nu mai, mă las pe guba și asta e, atâta reușim. Vă rog, doamnă. Okay. V-am convins pe dumneavoastră măcar. Vă mulțumesc, o zi bună.